Dragilor, salutare! Sunteți niște norocoși astăzi, de fapt suntem norocoși împreună. De ce? Păi facem pizza și dacă facem pizza, asta înseamnă bucătărie italiană. Și tot timpul la bucătăria italiană, Alin Barabancea, colegul meu, e cel mai potrivit. Are și povești, dar are și rețete. Salut, Alin! Salut, Cristi, mulțumesc, vă salut pe toți. Mă bucur foarte mult că m-ai chemat alături de tine să ne jucăm puțin, să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim. Uite așa, puțină relaxare și să ne și răsfățăm cu o pizza bună. Vremurile noastre, undeva de la 1920 încoace, pizza se regăsește cam peste tot. Până și asiaticii au un felul lor, mai ales Turcia, Turcia că e pe da, val, bravo, pizza turcească. Pizza turcească, da, e fabuloasă, apropo, bine că ai spus. Să trecând pe paralela cealaltă, când vorbim de pizza italiană, deja discuția e mai amplă și e mult mai savuroasă. Exact. Ce este pizza napoletană? Că auzim așa peste tot, dacă vrei să faci o pizza bună sau mergi la un restaurant, vezi acolo mare scris pe meniu, pizza napoletană. Ce e așa special? Păi special, în primul rând, la ea este aluatul. Este un aluat cu o hidratare de aproape 80% și faptul care o face atât de specială este că necesită doi oameni să lucreze cu ea. Și de ce spun asta? Muncă pentru în echipă. Muncă în echipă, da. Pentru că în momentul în care hidratezi un aluat aproape 80%, acesta trebuie să stea la dospit de la 24 până la 36-40 de ore. De ce? Pentru că folosim foarte puțină drojdie la aluat. 5 grame de drojdie la 5 kg de făină. Cu apa pe care o are, acesta formează o mică maia, ca să zic așa. Începe fermentarea, de fapt, noi o lăsăm la fermentat. Exact. Vorbim de ingrediente. Ele nu se gătesc deloc sau spre deloc. Excepție fac unele brânzeturi care au nevoie de gratinare, ca să zic așa, de impact cu căldura să degaje gustul și, bineînțeles, grăsimea pe care noi dorim. În momentul în care punem blatul, a venit cu un sos de roșii negătit, foarte important, sosul de roșii pentru pizza nu se gătește. De ce? Pentru că în momentul în care îl fierbem, ce facem? Scoatem toată apa din el. L-am fiert, am scos apa, rămâne doar densitatea de roșii sau ce avem acolo și în momentul în care punem la cuptor din nou la 400 de grade, deshidratăm. Îl deshidratăm. Nu mai e ce să mai deshidratez. După care am trecut de la sos și mergem la partea de topping de bază, ca să zic așa, care e mozzarella. Aici discuția e puțin mai amplă. De ce? Pentru că în momentul în care punem la cuptor, noi avem nevoie de o brânză grasă. Indiferent că o punem la început, la sfârșit trebuie să fie grasă. Vine cu gust, vine cu savoare. Ne ajută în primul și în primul rând. Știi că trebuie să ai în cap deja. Avem blatul gătit, sosul de roșii, bucăți. La mine deja în cap e terminată și terminată și de mâncat. Și bule așa de mozzarella și cam ăsta e blatul bază, cam de acolo pleacă. Ei, după care putem să ne jucăm cu toppingurile după cum vrem noi. Dacă avem un cuptor electric, cum sunt sigur că aveți și voi toți acasă, atunci intervine aluatul cu lapte. De ce? Știm cu toții, laptele are 78% apă în compoziție și restul sunt nutrienți, săruri minerale și enzime și așa mai departe. Ce face cuptorul electric? În momentul în care pui aluatul cu lapte în el, în loc de apă, putem să venim cu surplus de lapte. Cum facem și noi astăzi? De ce? Pentru că în momentul în care cuptorul electric coace mai încet, sustrage apa din lapte prima oară și nu ne rămâne aluatul tare. Când ridici felia, știi că... Să-ți rămână, da, da, fermă. Fermă, știi că circulă o vorbă. Asta nu e pizza dacă nu da. E tare și nu, da. Și nu stă pe ea. Și mai este important cum folosim drojdia. Vreau să vorbim un pic de drojdie. Ai punctat foarte bine și mai departe de făină. Ce tip de făină putem să folosim? Păi hai să le luăm pe rând. În primul rând drojdie. Nu este nimic greșit să lucrez cu drojdie umedă sau cu drojdie praf. Din punctul meu de vedere, amândouă fac același lucru. Contează cât pui și când o pui. La un aluat pe care îl faci cu drojdie praf, poți să te joci. Ai venit cu drojdia în lapte ușor călduț sau apa ușor călduță cu zahăr înainte și vă spun un secret. Drojdia nu se pune direct în făină, se activează cu zahărul, nu cu sare, nu cu apă rece, lapte sau apă călduță, cu zahăr în ea, amestecate cu telul înainte și dizolvate. Să o ajuți un pic. Să o ajuți puțin, să-i dai un imbold acolo. Un zvâc. Că dacă nu, altfel vei avea drojdie moartă. Noi așa spunem în bucătărie, ai drojdie moartă, inactivă, ca să spun așa. Dacă folosim drojdie umedă, ea nu are nevoie de un tratament atât de special. Se poate dizolva oricum, se fărâmițează în mână, tot așa cu apă sau lapte călduț, dar nu este necesar zahărul. Dizolvăm și punem în făină. Hey, de aici trecem la făină. Cât de importantă e făină? Foarte importantă. Pentru că astăzi noi am făcut un aluat pufos, am folosit făină albă normală, pe care o puteți folosi și la panetat, și la gătit, și la împănat, și la prăjit. Deci o avem acasă.
Bineînțeles, foarte ușor de folosit, nu necesită nicio regulă de respectat așa îndeaproape, doar paritățile de cantitate de apă, lapte, drojdie și așa mai departe. Și mai este un secret pe care o să vi-l spun acum, dacă doriți. Dar, da, nu spune, lasă. Da și voi, like și subscribe. De ce? Ca să aflați tot timpul secrete. Prima greșeală este că punem la copt cu exces de făină pe blatul pe care l-avem deja întins. În momentul în care are contact cu agentul termic, făina se va arde și nu vom avea nici pizza coaptă, blatul în sine, și vom avea și un gust amar. Sfatul meu este să achiziționați o paletă cu găuri, pentru că în momentul în care puneți sub aluat și încercați să băgați la cuptor, faceți o mișcare scurtă, circulară, ca să se scurgă surplusul de făină și apoi veți avea o pizza coaptă corect și cu un gust desăvârșit. Putem să folosim la aluatul de pizza și făină neagră. Nu e neagră. Este din grâu negru pe care o putem face și ne putem comporta la fel ca cu cea albă. Aluatul să fie, ca să spun așa, integral. Ne place să le dăm și celor care nu mănâncă pizza integrală, că se face până la urmă. De este un aluat, da, bază, apă, făină, drojdie. Respectați aceeași rețetă și clar veți avea un rezultat pe măsură. Tratamentul e la fel. Trebuie să te porți la fel cu ea, trebuie să ai grijă la aluat. Important, în momentul în care realizăm cu făina potrivită, să nu îl ardem. Și ce înseamnă asta? Nu îl amestecăm și nu îl malaxăm la nesfârșit. Un aluat are memorie și în momentul în care tu tot palinezi și repalinezi, nu o să-ți mai dea randament niciodată, că tu tot reactivezi drojdia și glutenul din el și te miri, mamă, l-am pus în tavă sau la cuptor și da, n-a crescut. Îl omori. Îl omori, exact. Rețeta pe care vreau să ți-o mărturisesc are la bază toppingurile pe care le folosim noi astăzi. Ah, superb! Mozzarella, parmezan, roșii cherry, salam Milano, salam Napoli, avem șuncă presată, nu contează că e de porc, că e prosciutto crudo, că venim cu mortadella, că venim mortadella cu fistic, ne putem juca după cum vrem noi. Și la sfârșit, așa ca să fie bogăție și să fie și contrastul ăla de culoare, venim cu puțină rucola. Iarăși parmezan. A, super. E delicioasă. Dar hai să mai spun și o variantă. Mai avem o variantă. Dragilor, cea mai bună pizza pentru voi este aia în care folosiți ingredientele pe care voi deja le aveți acasă în frigider. Acesta este magnificul avantaj de a face pizza acasă. Ai învățat rețeta, ai învățat blatul, știi, baza. După aia, toppingul și ingredientele pe care tu vrei să le pui peste ea, când construiești așa gusturi, e deschis frigiderul frumos și te uiți și ai ciuperci, nu știu, un salam, un bacon poate, da? De ce nu? Ce ai tu în frigider și garantat vei face întotdeauna pizza fix așa cum vrei și pe gustul tău. Dar, pentru că noi avem blatul făcut, cum construim mai departe? Ce-i facem? Ce-i punem prima dată? Sos de roșii, venim cu mozzarella grasă, dacă ne dorim să avem mai bogată. Venim cu ciuperci, le tăiem subțire, din crud. Nu e problemă, putem să folosim și ciuperci la conservă, nu este o regulă, doar că cele la conservă nu trebuie băgate de la început la cuptor. Dacă venim cu surplus de mezel, că vorbim de șuncă, că vorbim de salam, că vorbim de altceva, ciupercii întotdeauna trebuie să fie la final. La final, da. Ultimul strat. Ultimul strat și ardeiul gras și măslinele. Tot ce înseamnă legume. Tot ce înseamnă legume, ele au nevoie să stea la final ca să aibă contact direct cu agentul de către cu temperatura din cuptor, că altfel dacă vor sta de desubt, ingredientele se vor coace, iar ele fiind la mijloc se... Le înnăbușim, bravo, se vor fierbe, nu vor fi așa de gătite și crocante cum ne dorim. După care venim la pizza care are în compoziție porumb, fasole roșie. Acestea sunt niște ingrediente care ele au fost deja gătite în prealabil. Le găsim la conservă, în orice magazin, le găsiți și la Selgros dacă vreți să vi le alegeți. Le punem la fel, la final sau de cele mai multe ori, chiar și la sfârșit după ce e făcută, nu e niciun fel de problemă. Dacă vrei un aluat bine făcut și vrei o pizza gustoasă și corectă, respecti rețetele pe care noi le-am dat și sfaturile pe care le-am oferit. Exact ca pizza noastră și dacă avem așa o pizza bună, cred că ar merge și ceva de băut, nu știu. Spumant este răspunsul meu la simbioza culinară dintre vin și pizza, anume un spumant adus din Republica Moldova, de la Cricova. Spumant din Traminer, un spumant cu nas de trandafir. Ei bine, da, semnătura de Traminer răzbate de acolo, chiar dacă vinul a fost vinificat prin metodă tradițională și ne îndeamnă la visare, ne îndeamnă la gusturi plăcute și mai ales ne îndeamnă la pizza. Și la fel de bine lucrurile se regăsesc și în gust, pentru că lăsând perlarea deoparte simțim aciditatea vinului, se joacă acidulația și ne creează acea poftă de mâncare, poftă de pizza. Dar oricât de multă poftă am avea, să știți că vinul se consumă cu responsabilitate. Chiar dacă este cu bule, chiar dacă este Cricova, chiar dacă este de la Selgros. Salut!